Muzeul Județean Olt și Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov au organizat la Slatina vernisajul expoziției fotodocumentare Eugen Ionescu. Aceasta face parte dintr-un calendar expozițional complex ce se realizează pe parcursul întregului an în contextul centenarului României Mari. Oameni de cultură și oficialități locale au participat cu interes la expoziția dedicată marelui dramaturg de renume internațional născut la Slatina. În orașul nostru, Eugen Ionescu este un brand, este locul unde el s-a născut. Ne mândrim cu acest lucru și noi credem că este important ca românii și locuitorii orașului să îi facem cunoscută opera. Această microexpoziție, că practic este o microexpoziție, alături de celelalte 5 microexpoziții, se va reuni la sfârșitul lunii noiembrie în orașul Mariunii și anume la Alba Iulia. Această expoziție luați-o ca atare și gândiți-o ca un moment care să vă facă în tumultul cotidian să vă amintiți de Eugen Ionescu. Să citiți Eugen Ionescu, să vă deschidă apetitul pentru a citi Eugen Ionescu. Mă bucur foarte mult că ne promovăm valorile. Eugen Ionescu este o mare valoare, o mare plus al orașului nostru. Ca și drept dovadă și municipalitatea s-a gândit să dedice o grămadă de activități. Avem și un festival Eugen Ionescu, care îl facem în fiecare an în luna noiembrie, atunci când el a fost născut și mai ales în acest an, care îl dedicăm centenarului, o să îi acordăm o mai mare atenție. Este o expoziție inedită, o expoziție într-o formulă muzeografică, zic eu, modernă, care va fi itinerată în 4 orașe ale României, la Iași, la Brașov, la Brăila, la Sibiu. Pe parcursul acestei veri, în luna noiembrie, toate aceste expoziții, Panaiti Strati, Eugen Ionescu, Ștefan Baciu, Ion Petru Culianu și Emil Cioran, se vor reuni la Alba Iulia, astfel că acolo vom fi prezenți și noi, Muzeul Județean Olt, încercând să onorăm pe cei care au adus glorie și onoare culturii române. Expoziția Eugen Ionescu cuprinde documente și fotografii inedite și va fi deschisă la Muzeul Județean Olt în perioada 14 mai-8 iunie.